Salut, dragii mei, bine ați venit la o nouă detecție. Voiam să vă arăt ceva. Ia uitați cât aglonțul, frate. Băi, ești nebun, e cel mai mare glonț care l-am găsit vreodată. Uite-te și tu. Vai de cap, am găsit tubul atâta, dar glonțul în sine n-am găsit așa de mare. Ia uite cât am mai baba. Bastărc aici. Nebunie. În sfârșit, un semnal cât de cât bun, să zicem. E temă, băi, semnalul meu bun, ocheiță. M-a păcălit că nu e gunoi aici. Și, mă rog, cât în fier, când și când. Și, na, m-a făcut să sab la ea. Cheie de bere. Cam veche, vezi, model de la vechi. Azi nu prea e cu noroc. Iată ce era. Un tub aici. Mă rog, nu-i interesant. Uite și un alt tip de glonț mai baba. Nu știu dacă m-au zis, bate foarte tare bântul. Slabas, frate. Foarte puțină mișcare, la cât e de frumos. Mai la următoarea groapă o să vă arăt unde sunt. Este superb, însă ciuciu, găseliți. Nici măcar un 25 de bani până acum. Hai că ziceam că e ultima zăpadă. Acum vreo două clipuri. Și ia uite cum am încercat să ne ducem în altă parte. N-am putut să urcăm cu mașina pur și simplu la locația aia. Și am găsit o pădure pe aici. Ia uitați-vă cum ninge. Și un năsturaș, drăgălaș. A, da, aluminiu. Cu modele de niciun fel. Da, asta pe Ungăuricea. Ia uitați-vă ce frumos e. Bine, ne-am oprit în pădurea asta, nici nu prea ai unde să dai, că e plin de lăstăriș. Dar e frumos, na. Asta e. Nu ninge așa și de Crăciun, ia uite ce frumos e aici. Și un amăr de tub, mă, băieți, mă. Bă, detecția de azi numai cu nașpa, mă, frate. Și că filmez, am găsit ceva, am găsit până eu. Nu ies nimic. Bă, băieți, ghinion mare, mă, frate. O să postez clipul ăsta totuși, chiar dacă n-am găsit nimic. Acum, dacă nu vă place, dați și voi un dislike acolo, spuneți că nu îmi place, că v-am făcut să pierdeți timpul. În orice caz, detecția e detecție, odată găsești, odată nu găsești, de două ori nu găsești, odată găsești și chestii de-astea.
În schimb, ce poate să fie mai frumos de atâta? Dacă nu era detecție, cu siguranță nu ieșeam din casă astăzi. Pentru că suntem comozi, iată, dar de dragul detecție suntem aici, pădure. Ia uitați, ia uitați-vă cât de frumos. Probabil, cu siguranță, acum că e ultima zăpadă, chiar nu mai vreau să aud și dacă o mai fi, o mai fi. Dar este, ia uite, să se scutură din pom. Foarte frumos. Și mai continui, din păcate am mai fost pe aici și pe timp de vară și pe timp de iară, n-am găsit niciodată, însă am ajuns aici pentru că era cel mai accesibil, drumul era pe drumul către casă, pur și simplu am tras pe dreapta și am intrat în pădure. Chiar nu mă gândeam să găsesc, am mai fost, v-am spus, dar na, mișcare și pur și simplu să postez ceva pentru voi și pentru mine. Uite și alt cartuș aici. Un amărăștean. Îmi pare rău, băieți, dacă v-am dezamăgit. Asta e. Nu am ce să fac. Oh, s-a salvat. S-a salvat detecția de azi, bă, băieți. O să vă arăt ceva super mega șmecher. Cât am alergat astăzi. Am ajuns în pădurea de argint, care nu mă dezamăgește niciodată. Ce a găsit Mihăiță? Un iner, bă! Vericule, bă! Ia uitați-vă, bă, fraților! Ia uite cât de frumos ninge! Deci e vremea pentru Hello Kitty! Gata, mă, băieți, mă vedeți? Inel medieval. Medieval, stai! Mi-am dat iar presupus ca bou. Inel, da? Stai să-mi scot mănușile. Frate, când credeam că totul este pierdut, găsește Mihăiță un inel. Da. Se pare că nu e de bronz. Dar nu scrie nimic, ca să fie modern. Stai să-l spăl acum un picuț. E de... Ce material e asta? E de argint? Could be... N-am mai scos pe Hello Kitty că e destulă zăpadă pe jos și pot să sterg cu zăpadă. Iată cum arată. Ce ziceți de asta? N-are niciun semn, nimica. O fi de argint, pare de argint, așa că e mai... e, cum se zice... Poate să vede mai bine aici, nu știu, să vede? Zi este de... Fără... E destul de greuț. Na, de bronz nu e. N-are niciun semn. Să fie modern. Gen nici pe degetul mic nu-mi încape. Ori stă prea gras. Ori... Da, fraților, inel, da? Nici nu mă gândeam că oricum am mers ca sălbatici pe munți, pe astea, am fost la pădurea de tot rahatul și ne-am întors la pădurea de argint care ne-a dat un inel. De-abia am ajuns, prima groapă. Hai, ținem aproape. Iată și o moneduță de 10 bani aici în, deasupra sub zăpadă. Da, mă, băieți, altfel vă vede omul. Așa. Continuăm. Hai, băieții, că am găsit o mâneduță. Ia uite ce mică e, mă, frate.
Ce dracu, mă, frate, cât de micuț. Un leu, mă. Ia uitați-vă, mă, frate, un leu. Stai să luăm un pic de zăpezică de asta. Gata, s-a curățat frumos. Cred că e Republica Populară Română. Un leu. Ia uite ce mic era, frate. Un leu din 1943. Republica Populară Română. Mai l-am pe ăsta. Șmecher. Am avut o moneduță aici. Iată-o. A, iată ce monedă era. O monedă din 1999. Cred că cu 500 de lei cu... Da. Iată. Vezi din ce noroi ne scaldăm când e să scoatem ceva. Da, până la urmă n-a fost rău. Vezi că trebuia să venim aici din prima. Am plecat de acasă cu gândul să mergem la o locație foarte frumoasă, însă iete că timpul nu ne-a permis, n-am putut să urcăm pur și simplu. Patina mașina. Și cât de cât aici a fost ok. Cam asta a fost, dragii mei, detecția de astăzi. Sper că nu v-am plictisit. M-a salvat tinerul ăla la sfârșit, acum la pădurea asta de argint, căruia îi spun eu așa. O zi frumoasă, cu multă mișcare, o zăpadă și o nisoare, cum n-am mai văzut de mulți ani. N-a fost fric deloc, a fost foarte plăcut. Și una peste alta o detecție frumoasă, chiar dacă nu am găsit mare lucru, însă a fost super tare. Înțeleg dacă nu dați like sau vă abonați, las că dați voi data viitoare. Mulțumesc mult că v-ați uitat și ne vedem data viitoare. Salut!